În cadrul proiectului numit Învață de la antreprenori, elevii a 72 de unități de învățământ din județ se întâlnesc cu oameni de afaceri de la care pot afla ce înseamnă să înființeze și să conducă un business. Primele reuniuni au debutat odată cu începerea anului acesta școlar, iar din septembrie și până acum au avut loc discuții între antreprenori și elevi în 20 de școli maramureșene. Și proiectul va continua. Proiectul merge mai departe, pe parcursul întregului an școlar, începând cu ianuarie până la vacanță și după. Și ca o noutate, noi așteptăm semnarea protocolului la nivel național între Camera de Comerț și Industrie a României și Ministerul Educației, pentru că acest pilot, program pilot care se implementează la nivelul județului Maramureș în acest an, să devină un proiect național și să se implementeze începând cu anul următor școlar la nivelul tuturor județelor, prin implicare directă a Camerei de Comerț și Industrie Județene și a Inspectoratului Școlar. Luna aceasta, gazde ale discuțiilor antreprenori-elevi au fost Colegiul Național Vasile Lucaciu, Școala Gimnazială Vasile Alexandri și Școala Gimnazială numărul 18 Baia Mare. În aceste unități, elevii au participat la ora de educație antreprenorială, aflând de la oamenii de afaceri că de multe ori ideile devin povești de succes în business și ce trebuie să facă pentru a-și urma visele. E necesar ca ei să își pună întrebări, să caute răspunsuri, să caute soluții și să își contureze trasee despre drumul ce vor să-l urmeze în viață. Proiectul Învață de la antreprenori este cu atât mai important cu cât în școli nu prea este abordat subiectul despre dezvoltarea afacerilor. Din punctul nostru de vedere e foarte important în a aduce oameni care, eu știu, își desfășoară în mod efectiv activitatea în domeniul antreprenorial și le împărtăși idei și, cum spuneam, experiență din activitatea proprie elevilor, pentru că nu e așa, programele școlare nu și curricula nu cuprinde suficiente ore pentru a familiariza tinerii și elevii cu ceea ce înseamnă antreprenoriatul și pentru, de ce nu, pentru a-i determina în mod indirect, poate, ca ulterior finalizării anilor de școală să urmeze o cale antreprenorială. Proiectul Învață de la antreprenori este unul pilot pus în practică în Maramureș. Organizatorii lui, Camera de Comerț și Industrie și Inspectoratul Școlar din județ, se așteaptă ca de anul viitor inițiativa să ia amploare și să se desfășoare la nivelul întregii țări.